Un bărbat din România a fost obligat de administratorul blocului să achite o taxă de câini. Acest lucru este ilegal. Clujanul a sesizat primăria Cluj-Napoca despre acest abuz, dar degeaba. Am reclamat deja în legătură cu taxa de câini percepută de către Asociația de Proprietari Strada Parâng, numărul 35 din Cluj-Napoca. În data de 25-a 2022, am mai făcut o sesizare care a fost înregistrată cu numărul 527.497 și la care am primit nota de constatare, numărul 126/305 din data de 29-6-2022. Conform acestei note, ați solicitat administratorului Asociației de Proprietari ca în următoarea listă de plată să nu mai repartizeze taxa de câini, a semnalat clujeanul. Desigur că acest lucru nu s-a întâmplat. Am primit iarăși taxa în luna iunie și lista din luna iulie. Tot în nota de constatare ați solicitat președintelui Asociației de Proprietari să convoace o ședință a adunării generale, ședință la care nu am putut participa, dar din spusele vecinilor nu au de gând să scoată această taxă, dar în cazul în care Asociația de Proprietari o să fie amendată, amenda să fie împărțită la toți locatarii blocului, a mai reclamat proprietarul câinelui. Regulamentul pentru deținerea câinilor în Cluj-Napoca prevede că nu se poate percepe taxă pentru deținerea unui câine într-un apartament. Pe baza acestui regulament, orice taxă poate fi anulată în instanță. Deținerea unui câine nu poate face obiectul impunerii de taxe ori cheltuieli în sarcina proprietarului sau deținătorului, relatează știri de cluj.ro.